Zeci de hectare de teren cultivate cu cereale se află sub ape și asta din cauza precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă. Reprezentanții din agricultură se tem că dacă ploile vor continua, atunci recolta în toamnă va fi înjumătățită. Ploile căzute în aceste zile au făcut ravagii în agricultură. Grâul a fost inundat, iar porumbul nici măcar nu a apucat să răsară. Chiar dacă mulți dintre țărani au întors boabele de porumb, nici așa culturile nu au fost salvate. Situația este dezastruoasă, spun reprezentanții Direcției Agricole Gorj, care monitorizează dezastrul înregistrat la nivelul județului Gorj. Tot județul este, toate culturile, terenurile agricole sunt fenomenul de băltiri. Probleme mai mari avem deocamdată și la Samarinești, acolo unde râul Motru a ieșit din matcă, avem 100-150 de hectare deocamdată sub apă, avem culturi grâu, porumb și lucernă. Din discuția cu domnul primar, apa este în creștere, suntem îngrijorați pentru că în această zonă avem în fiecare an, știți că avem probleme și chiar acum două săptămâni unde am avut inundația. Dacă am avut ceva probleme la 20, să zicem, la 100 undeva acolo pierderi, suntem îngrijorați în această perioadă pentru că revenind iar mălul pe cultura, mai ales la porumb, ne este frică că aceste culturi să nu fie calamitate. La țară, gorjenii se tem că nu vor avea niciun bob de porumb anul acesta dacă ploile nu se vor opri. Culturile, uitați noi asta, că se vede și grâul cum e de culcat. A crescut într-adevăr, că a avut condiții, a avut apă, a avut de toate, dar s-a culcat. Porumbii, uiteți, la 100 de metri, porumbii n-au mai răsărit. Culturile toate sunt în apă. Toți porumbii care am semănat în luna aprilie, toți sunt terminați. Culturile sunt cam terminate. Ce faceți? Ori punem din nou porumbii, ce să facem? Altă sată n-avem. Veți avea recoltă mai slabă. Anul acesta. Da. La fel de îngrijorați sunt și reprezentanții Direcției Agricole Gorj, care se tem că recoltele vor fi din ce în ce mai mici la toamnă. Dacă data trecută vă spuneam că au fost zone în care au fost întoarse, pentru că tot din cauza precipitațiilor, anumite zone au putrezit sămânța sau n-a ieșit la suprafață, n-a răsărit și a trebuit să, zicem noi, să însămânțeze din nou. Iar avem îngrijorare în sensul că culturile care au fost semănate acum în ultima perioadă, datorită acestei ploi și cumulate cu cea de data trecută, să băltească și să avem iar probleme de răsărire. Dacă în prima rundă de precipitații au fost afectate circa 150 de hectare de terenuri agricole, acum cantitățile de apă vor acoperi, după estimări, circa 300 de hectare de culturi.